Urbea Maramureșeană are cele mai multe librării la mii de locuitori dintre orașele din țară. Baia Mare devansează astfel orașe ca București, Iași sau Cluj, care s-au înscris în cursa pentru titlul de capitale culturale europene în anul 2021. Suntem orașul din România privilegiat cu a avea cele mai multe librării la mii de locuitori sau la kilometru pătrat de așezare urbană. Lucruri care nu se întâmplă în București, nu se întâmplă în Cluj, în Târgu Mureș, în Craiova, în Iași sau în altă parte. În Baia Mare sunt 10 librării la 120.000 de locuitori, o realizare deosebită la capitolul cultură. În Craiova sunt 2 librării la 340.000 de locuitori, în rest niște chioșcuri prin oraș. Vă rog să remarcați că în Cluj sunt librării propriu-zise, doar 4, în rest chioșcuri împrăștiate prin oraș. Este Clujul super civilizat și super cultural, care alături de Iași, de Brașov, de Târgu Mureș, de Timișoara, de Arad, de Craiova și de București, vor să fie capitală culturală europeană în 2021.